domnilor și domnilor și bun găsit la jurnalul TV Sud. Iată care sunt principalele teme ale zilei. Au câștigat peste 100.000 de lei în plus la pensie. Minerii au obținut recalculări pe legea pensiilor. Peste 4.000 de cutremure în Gorj, delegații INPP în vizită în județ. Când se trece la ora de vară în 2024, ce efecte resimte organismul la schimbarea orei? Detalii imediat la jurnal. Minerii pensionari plimbați prin instanțele de judecată din cauza neaplicării unitare a legii de reducere a vârstei de pensionare au câștigat sume consistente. Cea mai mare diferență pe care o are de primit un fost angajat în minerit este de aproximativ 1 miliard de lei vechi. Minerii și foștii angajați ieșiți la pensie câștigă pe bandă rulantă procese împotriva caselor de pensii sau a companiilor. Un fost salariat din Valea Jiului a obținut o diferență în plus de 100.000 de lei, sumă pe care statul trebuie să-i o achite. Uneori am văzut în Hunedoara situații în care li s-au recalculat pensiile și au beneficiat de restituirea unei sume de peste 1 miliard, de exemplu. La simpli angajați sau cei care au avut și funcții. Simpli angajați. Explicația este că la calcularea pensiei nu le-au fost luate în calcul toate sporurile. Au lucrat și în subteran și probabil mai mult în subteran. Acordul global. Și au avut și acordul global și au avut sporurile foarte mari. De multe ori sporurile și primele depășeau salariul și depășeau considerabil. Li se rețineau contribuții, dar n-au fost luate în calcul în momentul în care acești oameni și-au depus dosarul de pensionare. Și ei au trebuit să iau adeverință cu sporurile pe care le-au avut, cu veniturile brute pe care le-au avut, le-au depus la casele de pensii. Casele de pensii au refuzat recalcularea acestor pensii, au acționat în instanță și instanța a constatat că erau îndreptățiți să solicite această recalculare și s-a ajuns la niște sume considerabile. Mii de dosare au fost înregistrate la instanțele de judecată de mineri și energeticieni atât din județul Gorj cât și din alte județe. Noi contra între PSD și USR pe tema drumului expres Târgu Jiu-Craiova. Ministrul Transporturilor a anunțat joi că a fost aprobată finanțarea pentru ruta respectivă. Deputatul Radu Miruță l-a contrazis din nou, spunând că segmentul până la Filiaș nu este expres. Liderul USR Gorj, Radu Miruță, i-a contrazis din nou pe reprezentanții PSD care s-au lăudat cu o zi înainte că a fost aprobată finanțarea pentru drumul Târgu Jiu-Craiova. Deputatul susține că guvernanții au recurs la o găselniță pentru a se folosi de promisiunea electorală și în acest an. Ieri, prin ordinul de ministru semnat de domnul Grindeanu, s-a înființat o companie nouă de infrastructură rutieră. Acea companie nouă a luat ființă, însă nu are buget și nu are angajați. Iar prin ordinul semnat ieri, în responsabilitatea acestei companii disfuncționale, au fost mutate o serie de proiecte, toate cu bube, toate cu probleme, ca să rămână CNAIR-ul cu niște proiecte care rulează și să ia din CNAIR-ul proiectele cu problemele, să le pună în această companie care deocamdată nu se ocupă nimeni. Între proiectele duse în responsabilitatea acestei noi companii este și drumul expres în documente, dar transregion în finanțare, Târgu Jiu-Filiaș. Deci l-au mutat pe un drum înfundat într-o companie nou înființată. Miruță susține că drumul expres nu poate fi construit ca drum de mare viteză, ci doar ca drum transregio, pentru că așa este prins în planul investițional depus la Comisia Europeană de Guvernul României, care ar trebui să ceară modificarea lui și să ia bani de la alte investiții ca să-i direcționeze la expresul Târgu Jiu-Filiaș. Atunci când mergeți la arhitect și cereți să vă facă pe foaie cum va arăta casa dumneavoastră. Casa este, proiectele, documentele sunt pentru drum expres. Însă finanțarea este pentru transregio. Operațiilor în mod foarte clar este următoarea. O ședință de guvern care să aprobe mutarea de la transregio la expres. 2. Ședința Comisiei Europene care să aprobe actualizarea deciziei României, astfel încât acest drum să fie băgat la lista drumurilor expres. Altfel nu se va întâmpla nimic. De 12 ani, PSD Gorj, în fiecare campanie electorală, ne spune că va face în următorii 2 ani acest drum expres. Până acum, pentru drumul expres a fost realizat studiul de fezabilitate și ar fi trebuit terminat deja și proiectul tehnic. Deoarece s-a întârziat, reprezentanții autorităților spun că vor scoate la licitație proiectul la pachet cu efectuarea lucrărilor.
autoritățile locale din Telești au în desfășurare un proiect de asfaltare a mai multor drumuri din localitate. Primarul declară că proiectul este unul substanțial ca și valoare, iar după finalizarea acestuia nu vor mai exista probleme în ceea ce privește infrastructura rutieră din comuna Telești. Invitat în emisiunea Agenda Zilei de la TV Sud, Romulus Bâldea, primarul localității Telești, a vorbit despre proiectul de asfaltare a mai multor drumuri din localitate. Valoarea investiției depășește suma de 15 milioane de lei. Da, suntem în satul Buduhala în acest moment. Este vorba de un proiect complex în toată comuna, în valoare de 165 de miliarde vechi. Proiectul conține 10,5 km de asfalt în cele trei sate, Telești, Buduhala și Omanești, și construirea a trei poduri, din care două deja s-au construit și s-au dat circulației. Cel de-al treilea va fi construit în satul Buduhala, urmând ca lucrările să înceapă în cursul lunii iunie-iulie. În acest moment, în Buduhala s-a turnat primul strat de asfalt, se lucrează la rigole, accesele în gospodărie, pe toată lungimea drumului comunal, până la granița cu comuna Bălești, plus încă două drumuri laterale. În Telești, la fel, se lucrează din plin, s-a pus stratul de balast, urmează să se înceapă turnarea asfaltului. În cadrul acestui proiect de asfaltare a fost cuprins și drumul care leagă satul Șomănește de satul Buduhala. Tot acest proiect conține și drumul de legătură între satul Șomănești și satul Buduhala. Este un drum care n-a fost și nu credea nimeni că se va face acest tronson de drum, fiind cumva un fel de șosea de centură și care dă o extraordinar de mare valoare oamenilor care își lucrează terenurile între Telești și Buduhala. Primarul este mulțumit de faptul că firma se mișcă repede, astfel că lucrările se vor finaliza în cel mai scurt timp. Peste 1200 de invitații la un eveniment cu celebrul preot Constantin Necula s-au dat în doar 2 ore. Tichetele au fost distribuite cu o săptămână înainte de eveniment. Invitațiile la un eveniment la care vor participa preotul Necula și medicul Vlad Ciurea s-au dat ca pâinea caldă. Tichetele pentru toate cele 1200 de locuri au fost epuizate într-un timp record. După 2 ore, organizatorii nu mai aveau niciun bilet de acces. Evenimentul cultural-artistic Regăsirea Ființei prin Știință și Credință, la care vor participa profesorul universitar dr. preot Constantin Necula și academicianul dr. Alexandru Vlad Ciurea, va avea loc weekendul viitor, pe data de 6 aprilie, la Sala Sporturilor din municipiul Târgu Jiu. Evenimentul va fi moderat de prezentatorul TV Florentina Fântânaru. O delegație a Institutului Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pământului a efectuat o vizită de lucru în județul Gorj. Vizita a avut loc la invitația prefectului Iulian Popescu. Vizita de lucru a început cu o deplasare în teren pentru identificarea spațiilor în care se va amplasa noua aparatură relocată de INFP în județul nostru, și anume stația seismică pentru localizarea cutremurelor în satul Sohodol din localitatea Tismana și senzorul de monitorizare al efectelor cutremurelor la Târgu Jiu. În plus, față de aceste noi locații, în județul nostru sunt amplasate 8 stații seismice pentru localizarea cutremurelor. După cum știți, în februarie 2023 s-au produs două cutremure, un prim cutremur de 5,2 grade și urmat de un al doilea cutremur de 5,7 grade. Prezența noastră aici este că după acel cutremur am mai cumpărat câteva echipamente și am vrea să constrângem zona, punând încă o stație seismică și un senzor de monitorizare a efectelor cutremurilor în oraș, cum ar fi Târgu Jiu. În județul Gorj, de la începutul anului 2023 până în prezent, au fost detectate 4.164 de cutremure cu magnitudinea cuprinsă între 0 și 5,7 grade, aproape 84,4% din cutremurele produse pe teritoriul României anul trecut. Prima adiere de vară își va face simțită prezența chiar de la începutul lunii aprilie. Nu vor lipsi nici intervalele mai răcoroase, chiar dacă a doua lună de primăvară va fi una caldă în ansamblu.
În acest an se pare că până și vremea ne va da țeapă în prima zi din aprilie. După un transport intens de aer tropical spre Sahara, temperaturile vor atinge valori neverosimil de ridicate pentru această perioadă a anului, de până la 28-31 de grade Celsius în sudul țării. Un front rece va întrerupe destul de brusc acest val de căldură, aducând totodată ploi și averse în vest, nord și centru, în timp ce jumătatea sud-estică a țării va fi în mare parte ocolită de precipitații. Cu toate acestea, vremea va rămâne destul de caldă și în a doua parte a săptămânii, chiar dacă maximele vor fi ceva mai moderate, în jur de 15-20 de grade Celsius. Deocamdată, modelele meteorologice prezintă scenarii foarte diferite pentru weekendul viitor. De exemplu, modelul european sugerează apariția unui câmp de presiune ridicat în nordul Europei, care ar permite aerului rece să înainteze din nou spre sud. În schimb, modelul american indică o nouă încălzire a vremii pe circulație sud-vestică, ce ar putea aduce din nou maxime de peste 25 de grade în unele regiuni. Evoluția ulterioară a vremii rămâne incertă, dar anomaliile temperaturii medii par să scadă în a doua jumătate a lunii, în timp ce șansele de precipitații sunt în creștere. Astfel, este foarte posibil ca vremea să fie cam la fel de caldă ca în prima parte a lunii, cu șanse mai ridicate pentru răciri temporare și chiar înghețuri nocturne în unele zone. Urmează grupajul de știri pe scurt. Horia Constantinescu a demisionat din funcția de președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, asta după ce a fost nominalizat candidat pentru primăria orașului Constanța din partea PSD. Închin o ceașcă de cafea pentru fiecare dintre voi, cei care mi-ați arătat susținerea ce m-a mobilizat de-a lungul celor 2 ani ca președinte al autorității. Probabil, unii dintre voi deja știți că am fost nominalizat candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al orașului Constanța. Prin forța lucrurilor, trebuie să renunț la funcția de președinte pentru a mă putea dedica campaniei și noului proiect. Cu toată lipsa de modestie, am scris o pagină de istorie în cartea autorității, a transmis Horia Constantinescu pe pagina sa de socializare. Acesta susține că lasă o instituție funcțională cu pași importanți făcuți către digitalizare, cu sedi renovate, cu abordare nouă și cu performanțe notabile. În România se aplică sistemul orei de vară, prin care se urmărește creșterea numărului de ore în care oamenii beneficiază de lumina naturală a soarelui. Cu alte cuvinte, ceasurile se dau cu o oră înainte. În perioada orei de vară, diferența dintre ora oficială a României și timpul universal este de 3 ore față de cele 2 ore când este ora de iarnă. Conform legislației Uniunii Europene actuale, se trece la ora de vară în ultima duminică a lunii martie și se revine la ora inițială în ultima duminică a lunii octombrie. Prin sistemul de schimbare a orei se ajustează ceasurile cu o oră în fiecare primăvară și toamnă. În 2024, trecerea la ora de vară se va face noaptea de 30 spre 31 martie. Ziua de duminică devine astfel cea mai scurtă zi din an, după ce ora 3 devine ora 4 și va avea doar 23 de ore. Se va aplica ora de vară până în data de 27 octombrie în acest an. Odată cu trecerea la ora de vară, dormim mai puțin. Experții spun că este nevoie de circa o săptămână pentru acomodarea la noul sistem orar. Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic și odată cu el pot surveni și dereglări hormonale. Mai ales în ceea ce privește melatonina, hormonul responsabil tocmai cu reglarea ceasului biologic al organismului. Trecerea la ora de vară poate declanșa scăderea vigilenței și chiar oboseală accentuată. Studii recente au arătat că schimbarea orei poate afecta în cazuri extreme sănătatea mentală. Jurnalul TV Sud a ajuns la final. Numele meu este Diana Țigu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!